Am revenit, stimați telespectatori, în studio la discuția noastră împreună cu doamna Daniela Grădinaru din partea Mișcării Populare și cu doamna Cojocaru Irina din partea Partidului Național Liberal. Și haideți să-i dăm cuvântul lui doamna Irina Cojocaru pentru că a stat un pic mai mult pe margine și a asistat la dezbaterile care le-am avut noi aici în studio și mai ales împreună cu telespectatorii. Vă rog. Da, într-adevăr, telespectatorii noștri care au intervenit cu acele telefoane au dreptate, dar din nou ajung la comuna mea pentru că asta mă și interesează. Sunt de acord cu ce spun dumnealor. Li s-a implementat în minte conducătorilor, primarilor, ca cetățenii să facă decât ce li se spune. Adică, dacă este posibil să sacrificăm întreaga comunitate pentru o singură persoană, lucru la care nu vreau să intru în amănunte, dar la momentul respectiv o să-l și spun. Cu ce m-am confruntat eu în această perioadă de când încerc să iau pas cu pas toată localitatea. De exemplu, și cu acele programe de campanie. Am avut o mare surpriză ca la un cetățean, de fapt este și fiul meu, să-mi pună în față cele două programe ale foștilor primari. Zice, Nașe, uite, te rog eu frumos, dacă vrei să merg la vot, că mi-am impus să nu mai merg la vot, nu mai veni cu programele astea electorale, mai bine spune-le oamenilor în felul următor. Și am fost de acord cu dumnealui. Zic, lasă-mă să spun eu și după aceea te las pe tine, fiule, dă-mi voie să spun lucrul ăsta. Lăsați-mă să fac și să mă lăudați dumneavoastră, decât să încep și eu să vin cu un întreg program de care nu o să mă pot ține de cuvânt. De asta vreau să fiu la sufletul cetățeanului, să fac orice îmi stă în putință, corect, să nu recurgem la alte moduri de a câștiga campania. Să o câștigăm sincer și prin muncă, să devin primarul comunei Bumbești Pițic, să pot să-i sprijin pe cetățeni și acei cetățeni să vină la mine liniștiți. De fapt, să pot să merg eu la dumnealor să le aflu doleanțele. Pentru că ei, până la urmă, asta își doresc. Sunt oamenii aceia bătrâni, din satele alea uitate de lume. Chiar zilele trecute am fost la Cârligei. La Cârligei am putut să stau de vorbă cu o familie unde erau 3 copii mici sub 6 ani și vreo 4 adulți. Zic, bun, ce aș dori dumneavoastră să fac eu ca și primar pentru dumneavoastră? Zice, doamnă, nu ne-am dorit nimic decât acești copii pe care îi avem să meargă la o grădiniță cu condiții decente de trai. Chiar ne-am fi dorit și noi în comuna noastră să existe o grădiniță cu program prelungit care merita să fie transformată până la urmă într-un ajutor social. Deci se ofereau oamenii să meargă la muncă cu sapa, să plătească ea 8 lei pe zi ca și copilul lor să fie deci, să stea în condiții normale. Oamenii solicită normalitate acolo. Exact, exact. Să fie în siguranță, să poată să servească masa, să fie educat și să vină oamenii seara când vin de la muncă să-l ia acasă. Pentru că există și acele microbuze școlare de care pot beneficia cetățenii să ia copiii de la Cârligei, să-i aducă în centru unde merita făcută o asemenea grădiniță cum sunt în comunele învecinate, lucru care la noi în comună lipsește. Lipsește și dispensarul medical, nu este decât un singur dispensar la Bumbești Pițic. La Poenar l-au desfințat dintr-un simplu motiv. Nu avem lemne. Păi cum, domnule primar, nu ai lemne când sunt păduri de jur împrejur? Dacă apelai la fiecare cetățean să vină cu o roabă de lemne, puteai să pui la dispoziția cetățeanului acel dispensar existent. Mai bine l-a închis. L-a închis cu cheie, a pus lacătul pe el și așa a putut dumnealui să... Primarul ăsta al dumneavoastră acolo la Bumbești Pițic, în afară de a-și încasa salariul din bani publici, ce mai face ceva pe acolo? Păi dumnealui spune că are 4 proiecte în derulare. 4 proiecte. La câtelea mandat e acest primar? Un mandat de vice și un mandat de primar. Deci putem spune aproape 8 ani de zile. Și în 8 ani de zile s-a concretizat vreo investiție, s-a concretizat vreo canalizare, vreo aducțiune cu apă, nu știu, zonă turistică dezvoltată.
avut 8 ani. În perioada alegerilor, a reușit să spargă comuna, cum s-ar spune pe românește, a băgat conductele de apă și le-a promis la oameni că până la sfârșitul anului o să aibă apă. Lucru cu care eu nu pot să fiu de acord, nu mă pot pronunța, s-ar putea să aibă dreptate, îi las pe cetățeni să-și dea seama dacă poate să reușească să ducă la bun sfârșit acest proiect. Alo, bună seara, sunteți alături de noi. Toată stima, domnul Filip, și invitatei dumneavoastră. Să trăiți și dumneavoastră, vă ascultăm. Am o rugăminte, sunt un vechi pensionar care am intrat în directul dumneavoastră de ieri. Am lucrat la complexul energetic. Am o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Toți invitații dumneavoastră din studio care au început să-și facă campanie electorală politic, am toată stima, dar nu vine nimeni cu un program real pentru Gorjul ăsta. Păi, adineauri, promit? Doamna Cojocaru Irina v-a spus proiectele pe care le-ar avea pentru Bumbești și Pițic. Să fiți un pic mai Filip, atent. Domnul Filip, vă rog frumos să mă ascultați un pic ce vreau să vă zic și eu, ca om la 63 de ani, mulți care împlinesc ca anul ăsta. Mulți înainte. Sunt gorjean care regret că m-am născut în Gorjul ăsta. Să vă spun de ce. Deci țin la Gorjul ăsta pentru că sunt gorjean născut în Gorj, în comuna Godinești, satul Părău de Vale. Am plecat copiii cu nepoți în Irlanda de Nord și au vândut casa, care și eu pentru ei am muncit. Au plecat cu nepoți, o nepoțică olimpică. Dar de câte ori vin la dumneavoastră și mă uitați și pe TV Sud, mai vine orbetele, că îmi permit să zic așa ceva de domnul Călinoiu, să mintă cu neușinare. Un pic de atenție la limbaj, vă rog frumos. Nu, mai greșesc și eu, că mi-ați mai zis și de domnul Ciurel, care îl cunosc de când era de 3 ani, de când era mic îl cunosc. Și nu vin cu nicio logică să văd și eu ce fac, ce proiecte pentru Gorjul ăsta, nu numai pentru comună și pentru... Au avut timp să vă arate aceste proiecte timp de 26 de ani. Și după ce vi le-au demonstrat cu vârf și învețat, copiii dumneavoastră și cu nepoțica au plecat în Irlanda, pe baza proiectelor pe care vi le-au arătat acești oameni, timp de 26 de ani. Corect, aveți perfect dreptate. Dar când îi văd că vin, am fost sunat, nu știu de unde au numărul meu de PNL și ieri și alaltă ieri, să mă duc la... Ce să caut, domne, nu vine unul pe la dumneavoastră cu un proiect concret, să văd și eu ce face, cum creează locuri de muncă pentru Gorjul ăsta. Haideți să așteptăm până în timpul campaniei electorale, pentru că acum e prematur să... Deja au început fără să vezi dumneavoastră și cu mine. Vin mereu și promit, când e vorba înainte de ai vota oamenii de bună credință, tot așa vin, că fac, că bagă, canalizări, că fac. Dumneavoastră, dacă timp de 26 de ani, când intrați în curte, aveți câte unul care în fiecare zi vă bagă mâna în buzunar și ați putea să-l schimbați, ați face-o după aceea în secunda 2? Domnul Filip, fiți convins de asta. Păi vedeți? Nu, orice schimbare, orice alternativă e binevenită. Îmi place foarte, foarte mult emisiunea dumneavoastră și colega dumneavoastră. Dar când îi văd că vin pacii, tot felul de oameni cu caracter mai mult sau mai puțin, vin și promit, încep de acum campania electorală, că fac și drept, care n-au făcut nimic. Deci Gorjul să alege praful de el dacă se duce termocentrala Rovinar și Turceni. Că de aici se leagă totul. E un lanț, e o verigă. Nemai sunt termocentralele astea, obligatoriu, dispar toate. Că nu o să mai cumpere lumea cărbune cu roaba, să mai face exploatare minieră de cărbune, să vinzi cărbune cu roaba sau cu căruța. Cum să fie cărbunele vândut cu roaba când în perioada în care era manager Laurențiu Ciurel spunea că se poate cărea cărbunele cu traista, cu sacoșa de la cariere către termocentrală? Faceți retehnologizare, deja de la traista la roaba e un pas impresionant, sunteți deja în domeniul IT. Domnul Filip, toată stima pentru dumneavoastră. Deci nu mă ajunge să vând în cărbune cu căruța și cu roaba, nu vine nimeni aici în emisiunea noastră să-l văd și eu cu un proiect. Dom'le, a fost corupt, l-am prins, că a furat, nu mă încălzește cu nimic că-i dă și 15 ani de pușcărie. Că și eu dacă aș putea să fur 1 milion de euro acum, la vârsta mea aș face și eu 5 ani și ar rămâne copiii liniștiți pe viață. Vino, domne, cu un proiect, confiscă averea.
și bag în sănătate, în învățământ, mulțumesc, investiții și mulțumesc pentru locuri de muncă. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Domnul Filip, deci Oltenia e cea mai nenorocită din țara, Oltenia, Muntenia și Moldova, care numai cu roșu au votat. Nu mă deranjează chestia, de parte gândul. Lăsați că dăm în anul acesta, dăm cu diluant și dispare roșu. Dăm cu puțin diluant și gata, zice culoarea roșie. Domnul Filip, e greu, deci invitații dumneavoastră... Să luați diluantul la dumneavoastră pe 5 iunie. Domnul Filip, de parte gândul, că indiferent dacă luăm noi, dacă se merge, că vine și amăgește pe... Și eu sunt un pensionar, nu, nu cred că mai merge pe cărala aceasta. Merge. Îți mulțumim. Spun eu că merge. Le dă o porție de cartofi, un suc. Dar mulțumesc pentru intervenția noastră telefonică. Haideți că lungim pe același segment discuția. Văd că zâmbiți doamna Grădinaru vis-a-vis de sceptic. Deci dânsul să știți că e foarte sceptic, dar automat un pic de... Dar este și foarte patriot. Da. Deci de asta zâmbeam. Atât patriotism are dumnealui și atâta durere că i-au plecat copiii și nepoata, și nepoțica, da. Pe mine m-am fiorat, efectiv. Da, și îmi dau seama că găsește în dumneavoastră poate o oază de a-și vărsa acest... Aș descărca energia negativă, da. Dânsul să mai plece la 63 de ani, probabil are o casă acolo, are animale, are o situație. Și nu, da, dar în momentul în care n-ai copii aproape și n-ai nepoții... N-a crezut nicio clipă că la bătrânețe va rămâne singur sau cu soția. Este o dramă, pur și simplu e o dramă. Da. Vă rog să, eu așa o percep. Aceste realități se găsesc în majoritatea comunelor. Nu vreau să-ți piardă speranța și vreau să înțeleagă un lucru, domnul. Poate nu e vina exclusivă a politicianului. Eu sincer vă spun, eu încă nu mă simt politician. Eu am venit la 50 de ani și... Încă nu sunt într-o haină politică, dar mi-am dat seama că a fi simplu cetățean și a vorbi doar pe bancă cu vecinii nu este suficient. Nu este suficient. Și atunci pe domnul, care atât de frumos și atât de... mie mi se pare că poate, cum să zic, fi un liant între oameni care au aceeași părere. Poate să facă acolo o șezătoare, o gura satului, nu știu cum, nu mă interesează, nu vreau să spun să vină la organizația noastră de partid sau a doamnei, dar să se implice acolo unde consideră dânsul că s-ar putea, pentru că această lipsă de reacție a societății civile este una din marile greșeli care ne-a adus aici. Și vin și încă o dată... Și sunt premisele reușitei celor doi, Călinoiu și Cârciumaru. Exact, și vin încă o dată și spun... Domnul primar a câștigat cu 80% și n-a făcut rabat de a spune în toată presa și din, dar n-a mai continuat, din câți votanți? Din 42%. Și atunci ceilalți 58% care n-au mers la vot nu sunt la fel de vinovați pentru situația în care ne găsim, pentru faptul că acei copii pleacă. Oltenia toată este cuprinsă și eu mă tem că poate a fost chiar un plan în sensul ăsta. De a ține atât de subdezvoltată, pentru că să nu vă fie cu supărare. Oamenii care au fost cu un pas mai inteligenți au plecat, domnule, de mult. Au rămas puțin. Nu cred că vorbim de inteligență, cred că vorbim de o nevoie strigentă care îi presează. Care n-au acceptat. Deci umilințele de a trăi în fiefurile acestor balauri. Nu poate nu țineam greșit, nu neapărat de inteligență, ci de gradul de suportabilitate. Atât, aici se rezumă, da? Tot. Da. Deci, cât poți să suporți? Cât poți să suporți, mai ales dacă ești tânăr, dacă ai copii de hrănit? Pe exact cum au fost copiii domnului, au plecat în Irlanda. Și este absolut firesc să-ți cauți mai binele. Da, știți ce mi se pare extraordinar de anormal în această societate? Avem din generația tânără în care termină profesor, termină doctor, termină inginer, termină economiști, termină oameni atât de bine studiile din generația tânără, încât efectiv pe baza notelor care le-au obținut pot face performanță. În Gorj și în România sunt umiliți, nu-și pot câștiga onorabil un nivel de trai și nici măcar să-i asigure copilului ziua de mâine participarea la grădiniță, la școală, decât cu sprijinul părinților și fiind nevoiți și presați de aceste nevoi economice, iau calea bribegiei, iau calea străinătății și se duc acolo executând niște munci din acele între cele mai umile exportăm și la marginea societății. Inteligența românească. Păi, inteligența românească șterge la cur bătrânii din Spania și din Italia. Dacă deci, mi se pare în țară, o anormalitate extraordinar de
Dacă s-ar întoarce în țară, dar eu acum revin și cred că l-ați avut într-o intervenție telefonică pe un cetățean român din diaspora canadiană care era la un nivel de top în ceea, ce privește, în ceea ce privește managementul energetic. Acest domn, am citit în presă lucrurile și interviul dumnealui, i-a adresat scrisoare premierului Cioloș, domnului președinte Iohannis, după care a venit aici, din câte știu, la Universitatea Brâncuș și și-a pus la dispoziție, pentru că face un master sau, nu știu, un doctorat la Cluj, 2 ani de zile stă în țară și s-a oferit de a veni cu soluții exact pe ce ne doare, pe energetic. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați auzit că i-a răspuns cumva domnul Cioloș sau domnul Iohannis sau domnul, nu știu, Ciubotărică sau cine trebuia, cui s-a adresat. Ciubotărică fără frică. Așa. Deci se oferă diaspora să-și readucă experiența și inteligența și noi suntem ce... Păi da, vi se deci pare mai ceva... la vot ne amintim de diasporă? Vi se pare ceva anormal pentru că acest domn a încercat să-și pună toată experiența și profesionalismul la dispozițiile companiilor și autorităților și a fost refuzat când avem, exact ce spuneam adineauri, toată inteligența românească, medici, economiști, ingineri, execută niște munci în străinătate, în Spania, Italia, Anglia, în agricultură, în construcții, deci efectiv nedemne cu studiile pe care le-au terminat. Deci, practic, aceștia oameni, această generație tânără, a fost descalificată din punct de vedere profesional și descalificată din punct de vedere al dreptului la viitor de către cei care au condus timp de 26 de ani județul Gorj. Știți cum este? Și nu cred că o să mă contraziceți. În momentul în care în frunte, în postul de conducere, este un agricultorul șef. Bine, am putea spune întotdeauna că... el se va feri de oameni mai inteligenți și își va aduce lângă el oameni care să nu care poată, să-l maseze, care să nu-i poată sauna. Scoate în evidență prostia sau cumva să-i sape locul. Și asta este prăpădul în această țară. Doamna Irina. Bineînțeles că conducătorii noștri merg pe principiul de a domina, că de altfel nu puteau rezista, după cum vedem și noi. Sau de ăștia se cred în epoca feudală, să conducem prin forță și dominare și prin supușenie, nici de cum prin colaborare și prin management și prin leadership. Corect. Deci ei au noțiunile complet anapoda. Pe aceste principii merg dumnealor, iar locurile de care a spus dumneavoastră unde ar fi capabili copiii noștri deștepți premianții olimpici, sunt ocupate de copii și de rubedenile dumnealor. După cum știți, și la nivel de gol sunt atâția care au locuri de muncă prin ministere și de fapt ei au terminat facultatea și doctoratele cum le-au terminat. Da, doamnă, dar acel om a venit, își făcuse totul, își desăvârșise, era un nume în Canada pe energie și a venit să ofere gratuit. Mi-amintesc acum de Brâncuș, la fel, și-a oferit la bătrânețe întreaga operă donație statului român. Bine, acum ați văzut ce oferă operelor lui noi Brâncuș și acele globuri de sticlă care nu știu când o să existe. De fapt, cum... Ce globuri de sticlă? Dumneavoastră vorbeați de specialistul din Canada, dar ne uităm la operele lui Brâncuș cum se degradează de la o zi la alta. Da. Le vedem scrijelite, le vedem zgâriate, le vedem efectiv găurite, ciubite, tăiate. Dar da, nu și mai știm despre ce să ne vorbim, ne doare și nu răspunde despre nimeni, ce se întâmplă în acest oraș și în acest... Sunt atâtea probleme încât... Dar nu vreau să scap din vedere. Un cuvânt de încheiere care vedeați timpul, doamna Grădeanu, după care dumneavoastră, doamna Cojucaru. Eu aș vrea ca în această campanie, în care eu n-am un interes personal, cel puțin nu în acest moment, să nu mai aud la toate aceste programe ale candidaților de canalizări, apă și asfaltări. Deci consider că s-a asfaltat, s-a băgat apă, s-a canalizat de la Revoluție încoace. Și dar, suntem... dar dacă trebuie schimbate conductele de nou, dacă trebuie făcute nu știu ce... Eu cred că acei candidați care vor veni și acolo unde este strict necesar, normal. Dar aș vrea să fie onești, să le spună oamenilor că, așa cum eu am pățit, nu cred că sunt o excepție pe Victorie, acea canalizare care nu o folosesc, deci folosesc ca 40 de ani cele 3 fose, mi-a dublat impozitul la casă și oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. Nu știu cât beneficiu le va aduce. Bine v-a făcut dacă criticați foarte mic. Apa...
e trecută prin multe localități pe la poarta oamenilor și când au auzit de costurile de branșare și de metru cub de apă, nu s-au legat la apă. Și atunci n-aș vrea să cheltuim acei bani inutil, pentru că banii europeni nu înseamnă numai canalizări, apă și asfalt. Păi, cum mai cumpără domnul Cărciumaru o vilă cu 700 de milioane la preț de garsonieră în Rânca Altfel? De ce? Dacă ar fi numai banii ăia, nu că e o scuză. A fost un telespectator care a intrat în direct și a spus, domnule, cine a vândut lui Fiumiu, că îi dădeam eu repede 700 de milioane. Eu zic așa, telespectatorii, votanții, să fie deștepți și pe lângă urgența, să meargă pe urgențe. Deci, locurile de muncă sunt urgența, fără doar și poate. Acolo un, pe scurt, unde, să-i dăm cuvântul și lui doamna Cojocaru. Am încheiat. Acolo unde un candidat promite și se ține de cuvânt, că puterea e tot la om de a taxa după aceea. Creere de locuri de muncă, fie prin, să zic, Tismana, da? După pe ce? Scurt, pe bun. Scurt. Facem un atelier cu 5-10 locuri de muncă de ei, da? Cred că lumea a înțeles. Propuneri concrete pe care pot fi responsabilizați. Cum ar fi Băleștiu, da? Ne unim, nu mai îngheață oamenii în piață. Gata, fără exemple. Și facem exemple. O fabricuță de bulion. La final de emisiune, ce să zicem? Să le mulțumim telespectatorilor că ne-au urmărit și îi rugăm pe conducătorii acestui județ să se dea la o parte. Să nu îi rugăm, exclusă varianta nu, asta. Nu îi dăm sunt la o obligați parte. Să se dea la o parte. Bine, eu am spus-o la modul elegant, să se dea la o parte, să lase au oamenii morală de a competenți, la o parte. Competenți, că există foarte multe valori care ne pot conduce și de la care putem lua exemple. Ce să mai spunem până la urmă? Asta ar fi cel mai important. Și să ne uităm în țară, că acolo unde alternanța la putere și la conducere între partide a avut loc și dezvoltarea aici și progresul a fost. Prosperitatea economică. Mulțumesc pentru participare în această seară. Și mulțumesc dumneavoastră, stimați spectatori, că sunteți alături de noi de fiecare dată. Rămâneți în continuare alături de Tele3, subliniez cu toată puterea mea singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Să Leonard Filip și până data viitoare vă spun la revedere.